auzind că sunt români pe coasta de vest a Norvegiei și fiind la începutul slujirii mele arhierești, mi-am pus veșmintele în valiză, am pus Sfintele Vase, am pus cruce, am pus Evanghelia și am pășit pentru prima dată pe coasta de vest a Norvegiei, aici la Stavanger. Am închiriat un loc, am intrat în legătură cu câțiva români și am săvârșit prima liturghie. În cele din urmă, am reușit să-l aduc aici pe părintele Cristian Silviu, care este primul preot român în aceste părți ale Norvegiei. Am fost trimis de către Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, prin preasfințitul Macarie Drăgoi, în orașul Stavanger, în Norvegia, în anul 2008. Un orășel mic, aproape ca Târgoviștea, cu 150.000 de locuitori. Nu s-a oficiat niciodată Sfânta Liturghie aici, în Stavanger, și pentru mine a fost o provocare să pot să slujesc în fiecare duminică Sfânta Liturghie Ortodoxă. Am stat cu el o săptămână aici la Stavanger, ne-am rugat împreună și am slujit împreună și i-am adunat pe români în jurul Dumnezeescului altar. După o vreme l-am lăsat aici și lucrarea lui a dat rod bogat. O lucrare cu rod bogat. O lucrare începută departe de țară, în ținuturile reci ale Norvegiei. Atunci când pășești pentru prima oară în aceste locuri, totul îți pare perfect. E frumos, curat, aranjat, oamenii sunt calzi și senini, asemenea zilei în care am ajuns noi în Stavanger, una dintre puținele zile însorite de peste an. Totul funcționează așadar ca la carte. O țară și o societate perfecte. Și totuși, unui român care sosește și mai ales se stabilește pe aceste meleaguri, îi lipsește ceva, cineva. Au fost oameni care se întâlneau în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, cu ocazia zilelor sfinte și comunicau, se bucurau, dar atunci când lipsește Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, nimic nu este în locul unde nu este Dumnezeu. Și atunci preasfințitul Macarie, venind și găsind această stare de lucruri, a hotărât să mă trimit aici și să putem să-i strângem pe oameni, pe români și să ne bucurăm așa cum părinții, moșii și strămoșii noștri ne-au învățat în Sfânta Liturghie și în liturghia de după liturghie. Sfânta Liturghie i-a atras pe români asemenea unui magnet. I-a strâns în jurul potirului cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului. Sfânta Liturghie a sudat comunitatea, a întărit-o și a sporit-o. Cu mila lui Dumnezeu și purtarea de grijă a Maicii Domnului, care este ocrotitoarea noastră a creștinilor ortodoxi în Stavanger, pentru că parohia poartă Hramul Bunei Vestiri, am reușit să strâng aproximativ 350 de români cu familiile lor, cu copilașii, și am botezat peste 20 de copii în 5 ani. Sigur, nu este un număr foarte mare pentru România, dar pentru Norvegia și Stavanger este un grup frumos. I-am văzut cu adevărat doritor de comunicare și comuniune și poate puțin mai mult decât acasă, în țară, o parohie, o biserică are cu adevărat un rol foarte important în coagularea și în conturarea acestei comunități în care ei, românii, se regăsesc. Părintele este foarte conștiincios, îi catehizează pe credincioși în drum, pe copilași, pe tineri, pe vârstnici. În felul acesta depășim toate tristețile și greutățile în aceste ținuturi mai îndepărtate și mai friguroase. Față de acasă, românul trăiește cu dorul de casă. Suntem aici și ne animă același dor. Când se sfârșește sâmbăta și se apropie duminica, acel dor și de Dumnezeu și de casă ne strânge, ne adună. Desigur, suntem într-o țară unde nivelul de trai este mult mai bun decât în România. Cu toate acestea, oameni care au deja un serviciu, care au o profesiune, totuși simt că lipsește ceva. Și aici, în biserică, într-o parohie, împună cu preotul lor, cu ierarhul lor, atunci când îi vizitează, regăsesc această bucurie pe care au pierdut-o odată când au plecat din țară. Cât de bine și ce nivel de trai ar fi, totuși
omul are nevoile lui spirituale care trebuie și ele cumva administrate și organizate. Și iată că din bună rânduială divină și prin bună organizare românească, frații noștri din Stavanger au comunitatea și parohia lor. Sunt bine integrați social și muncesc întreaga săptămână în diferite domenii de activitate. Muncesc din greu și nu doar credincioșii, ci și preotul lor. Dar duminica vin într-o biserică pusă la dispoziție de luteranii norvegieni și slujesc Domnului românește. Sfânta Liturghie îi motivează, îi întărește, le dă puterea de a rezista și de a continua. În biserică și prin biserică, românii devin așadar un adevărat exemplu pentru societatea norvegiană care i-a adoptat. Majoritatea preoților care trăiesc în diaspora trebuie să aibă un loc de muncă, pentru că viața este destul de scumpă aici și în Norvegia și în general în Scandinavia și avem nevoie de aceste locuri de muncă pentru a ne ajuta familiile. Dar cu toate acestea, suntem aici pentru a liturghisi. Aceasta ne împlinește. N-am locuit niciun moment, niciun minut și puteți să întrebați oricare preot din Scandinavia că nu am putea să stăm aici fără Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, chiar dacă am avea cele mai bune locuri de muncă. Părintele Cristian a învățat foarte repede limba norvegiană. Având a doua specializare din țară ca bucătar, s-a angajat foarte repede și a început să-i slujească pe bătrâni, pe cei vârnici, dând un bun exemplu tuturor prin slujirea sa și prin dragostea sa. Îl mărturisește pe Hristos nu doar aici, printre români, dar și printre norvegieni. Prin ceea ce fac, contribuie la promovarea spiritualității române, contribuie la afirmarea țării noastre pe aceste meleaguri frumoase și, totodată, contribuie și la bunăstarea Norvegiei. Obișnuiesc să spun despre marea majoritate a concetățenilor noștri din Norvegia, care reprezintă foarte buni ambasadori ai României, fiecare în domeniul său de activitate, fie că sunt medici, fie că sunt economiști, fie că sunt ingineri, fie că lucrează în industria de construcții navale sau în industria IT. Sunt mândru de acești concetățeni și contez, așa cum am făcut-o și până acum, în continuare pe sprijin și cooperarea lor, pentru a reuși ca împreună să ne ducem la bun sfârșit și bună îndeplinire mandatul încredințat, acela de a promova, apăra și reprezenta cu cinste și onoare România